Pentru a doua oară consecutiv o partidă jucată în deplasare care s-a aflat sub controlul total al jucătorilor de la fece Viitorul s-a încheiat la egalitate scor 2 la 2, iar Constanțenii pot regreta mult cele patru puncte risipite prostește cu ASEA Târgu Mure și Concordia Chiajna. Intrați pe teren din postura favoriților hârtiei, dar nu și în opinia lui Gică Hagi, jucătorii din Ovidiu au evoluat slab o jumătate de repriză, permițându-le irfovenilor să se prăvălească spre poarta lui Râmnicianu cu riscurile de rigoare. O gafă impardonabilă a arbitrilor care au dictat ușor un penalti înainte de expirarea primului sfert de oră a zgândărit puțin orgolul Constanțenilor, dar nu suficient, transformarea lui Giurgiu fiind urmată de altă ocazie ale Chiajnei, într-un meci care a părut scăpat de sub control. Din fericire, Chițu a egalat la prima acțiune mai solidă a viitorului, minutul 32. Iar până la pauză se putea spera la mai mult, ilfovenii fiind în mod evident surprinși de reacția târzii a constanțenilor. Nicolița a dus apoi viitorul în avantaj, la jumătatea reprizei secunde, iar Benzar a risipit șansa unui 3-1 decisiv câteva minute mai târziu și indecizia fundașului dreapta Constanțean avea să coste. În minutul 84, Pena a profitat de o deviere norocoasă și a înțepat Mingea în plasă, pe lângă Râmniceanu, iar viitorul a fost nevoit să revină la galere. Nicoliț a ratat ultima oportunitate, Mingea trimisă de mișlocași din corner, lovind bara și Hagi a trebuit să se declare mulțumit cu un punct, parcă o recoltă mică înainte de meci, dar una corectă după raportul de forțe din teren.